Între timp, Marea Britanie a început vaccinarea cu cea de-a treia doză de vaccin, asta după ce numărul de cazuri este în creștere, iar zilnic țara înregistrează peste 45.000 de cazuri noi. În același timp, autoritățile din Bulgaria au anunțat că urmează să trimită în străinătate pacienți bolnavi de COVID-19, după ce al patrulea val al pandemiei a cuplășit capacitatea sistemului său sanitar și spitalele nu mai fac față. Situația este drastică și în China, acolo unde a început testarea în masă persoanelor suspecte, dar și a celor care au intrat în contact cu cei infectați. În Marea Britanie, numărul de cazuri crește de la o zi la alta, iar autoritățile au decis vaccinarea cu cea de-a treia doză. Oamenii care au venit la centrele de vaccinare consideră că este foarte importantă vaccinarea cu cea de-a treia doză în condițiile în care numărul de cazuri crește zilnic. Consider că nu ar fi corect dacă nu m-aș vaccina și cu cea de-a treia doză. Sunt îngrijorată acum. Sunt îngrijorată pentru că mi-am pierdut ginerile duminica trecută, pentru că nu avea vaccinurile. Chiar dacă cazurile din Marea Britanie depășesc 45.000 pe zi, internările în spitale și decesele au rămas relativ constante în ultimele luni. În Marea Britanie, 14% dintre tineri nu sunt imunizați, iar medicii trag un semnal de alarmă întrucât virusul atacă în mare parte tinerii. Marea majoritate a persoanelor care sunt internate în spital nu sunt vaccinate și în mare parte aceștia sunt tineri. Acum tinerii nevaccinați sunt cei care devin vulnerabili. Cred că asta prezintă un risc semnificativ. Cred că este foarte important să ne vaccinăm, mai ales că vine iarna cu temperaturi scăzute și totodată scade și imunitatea. În China, în orașul Beijing, au fost depistate 23 de cazuri noi de COVID-19 după o perioadă îndelungată. Autoritățile efectuează teste la toate persoanele care au intrat în contact cu cei infectați. Doar în 10 ore au fost testate peste 400 de persoane apropiate și 135 de contacte secundare. Am înființat 69 de locuri de colectare a probelor și am trimis peste 1700 de lucrători medicali și 2000 de lucrători comunitari, 42 de ambulanțe și 13 autobuze. Am început să colectăm probe la toate persoanele care au intrat în contact, dar și de la cei care reprezintă simptome. Aproximativ 30.000 de persoane sunt în izolare. Între timp, autoritățile din Bulgaria au anunțat că urmează să trimită în străinătate pacienți bolnavi de COVID-19 după ce al patrulea val al epidemiei a copleșit capacitatea sistemului său sanitar. În pofida introducerii prezentării certificatului de vaccinare în restaurante și centre comerciale, experții estimează că valul actual ar putea provoca între 5.000 și 9.000 de infectări zilnice în următoarele 2 săptămâni, într-o țară cu o populație de aproape 7 milioane de locuitori.